vrem să privim foarte telegrafic, cât de telegrafic posibil, la primele 3 sau 4 capitole înainte să ajungem în capitolul 5 și să observăm această temelie. Țineți Scriptura deschisă, vom parcurge împreună aceste pasaje. Intenția mea este ca să vă țin cu ochii în Scriptură și mai puțin la ecran. Haideți să începem cu un pic de context, cu un pic de fundament și să ne punem o serie de întrebări. În primul rând, cine scrie? E important să știm cine scrie cartea Romani, pentru că e important să înțelegem dacă ar trebui ca să îl băgăm în seamă pe acest autor, dacă are vreo autoritate cu care scrie. Nu oricine scrie o carte, scrie o epistolă, trebuie luat în considerare, dar Cuvântul lui Dumnezeu este deosebit și prin lucrul acesta, că oameni care au fost autorizați de Dumnezeu și împuterniciți de Duhul Sfânt. Și Pavel se identifică în capitolul 1 din Romani, cu versetul 1, Pavel, rob al lui Hristos, chemat să fie apostol. Pavel, în primul rând, se identifică omenește vorbind, el e Pavel. Asta este numele după care este cunoscut acum. Și, în al doilea rând, se identifică ca și fiind un rob al lui Hristos. Omenește, este un oarecare om numit Pavel, spiritual vorbind, el este al lui Hristos. Este o dualitate a identității care fiecare dintre noi o avem. Da? Apoi el spune că el este chemat. Foarte important lucrul acesta, faptul că apostolul Pavel a fost chemat de Dumnezeu pentru această slujbă. Autoritatea lui Pavel vine prin chemarea sa divină. El a fost chemat de Dumnezeu să facă lucrarea aceasta și anume, zice el, chemat ca să fie apostol, adică să fie un trimis al lui Dumnezeu, să fie reprezentantul lui Dumnezeu, să fie mesagerul autorizat al lui Hristos și a Evangheliei lui Hristos. Și lucrul acesta este foarte important. Nu este doar un oarecare om care scrie, nu este nici măcar un învățător foarte inteligent, este un om care este chemat, care este înzestrat, care este călăuzit, care este sub autoritatea lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt, care aduce revelația lui Hristos în aceste cuvinte care urmează să le studiem. A doua întrebare, cui scrie apostolul Pavel? Dacă e important cine scrie, este important și la cine este adresată această epistolă. Apostolul Pavel spune în capitolul 1 cu versetul 7 în felul următor. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Deci scrie apostolul Pavel și scrie în primul rând credincioșilor de la Roma, care Pavel îi identifică în felul următor. Identifică ca și fiind prea iubiți ai lui Dumnezeu, ca și fiind chemați ca să fie sfinți. Și în capitolul 1, versetul 6 spune, între care sunteți și voi, se referă la cei de la Roma, credincioșii de acolo, cei chemați să fiți al lui Iisus Hristos. Da? Deci identifică ca și prea iubiți, ca și chemați la sfințenie și ca și aleși ca să fie al lui Iisus Hristos. Și întrebarea pentru noi, pentru fiecare dintre noi, este dacă ne regăsim în această descriere, dacă ne regăsim ca și fiind un iubit de Dumnezeu, un chemat, un pus deoparte ca să fim sfinți, da? Dacă ne regăsim ca și fiind chemați ca să fim al lui Iisus Hristos, ca să fim dați Domnului Iisus Hristos. Gândiți-vă la legătura care există aici, care mi se pare destul de evidentă, în ceea ce înseamnă că apostolul Pavel a fost chemat, și anume Dumnezeu a hotărât un scop pentru el, a hotărât un scop înainte de temerea lumii și înainte ca să se consulte cu Saul din Tarz, înainte ca apostolul Pavel să fie apostolul Pavel, Dumnezeu a hotărât un scop pentru el și scopul acela este ca el să fie un apostol al lui Hristos.
Și Dumnezeu nu doar că a hotărât acel scop în chemarea lui, Dumnezeu a realizat în viața lui toate acele lucruri necesare pentru atingerea acelui scop, și anume pentru ca el să devină un apostol al lui Hristos. De asemenea, Pavel folosește același limbaj de chemat când vorbește despre cei care sunt chemați ca să fie a lui, ca să fie a lui Hristos, ca să fie sfinți, și anume acești oameni care sunt iubiți de Dumnezeu cu un scop. Scopul acesta este sfințirea lor, adică punerea lor deoparte și în același timp transformarea lor, sanctificarea lor, dar acel scop nu rămâne doar o dorință pentru Dumnezeu, ci Dumnezeu realizează acel scop în viața credinciosului în așa fel încât el să ajungă la credință, încât el să fie progresiv sfințit și încât el ca să fie al lui Hristos pentru veșnicie. Un lucru deosebit de frumos care cred că putem să-l observăm din felul în care apostolul Pavel se consideră pe el chemat la slujire și în același timp spune că și noi suntem chemați ca să ne regăsim identitatea în Hristos, pentru că tot într-un fel similar am fost puși deoparte, am fost aleși, am fost chemați ca să fim al lui Hristos. De ce le scrie? Este a treia întrebare. De ce le scrie acestor credincioși de la Roma? Și în versetul 9 până la 11, în capitolul 1, cred că apostolul Pavel ne învață, ne arată puțin din ceea ce este în inima lui și el spune în felul următor. Dumnezeu căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi, căci doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Un lucru evident atunci când citești epistolele apostolului Pavel și atunci când citești această epistolă, Pavel iubește pe acești credincioși. Și Pavel ar dori ca să meargă la ei, ca să fie prezent acolo cu scopul de a se bucura împreună cu ei, dar cu scopul de a-i sluji. Și el nu poate. El este departe de acești credincioși, de aceste biserici care sunt prezente în Roma. Și ca și o alternativă le scrie această epistolă, deși nu poate fi acolo personal, deși nu le poate sluji în trup și în carne, el poate ca să le transmită această epistolă prin care să fie o încurajare pentru ei, prin care să le dea învățătură, prin care să împărtășească cu ei Evanghelia. Într-un fel, ceea ce se petrece în epistola către romani este ceea ce se petrece și astăzi, pentru că acest mesaj, de exemplu, este înregistrat video, în ciuda faptului că aș dori în toată inima ca noi să fim împreună și să putem studia cuvântul împreună, să putem avea părtășie împreună. Cu toate aceste limitări, dragostea frățească și legăturile Evangheliei nu sunt frânte de distanță sau de timp. Avem o legătură care transcende toate aceste limitări. Și printr-un intermediu sau altul, prin o înregistrare video, printr-o convorbire telefonică, sau în cazul apostolului Pavel, printr-o epistolă scrisă, putem ca să ne slujim unii pe alții și putem ca să ne încurajăm unii pe alții. Da? Ce le scrie apostolul Pavel? Ce le scrie acestor oameni care sunt credincioși, sunt aleși lui Dumnezeu și sunt iubiți de apostolul Pavel? Apostolul Pavel le scrie Evanghelia. Apostolul Pavel spune în capitolul 1, la versetul 16 la 17, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și tot ceea ce urmează în această epistolă nu este altceva decât Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. În capitolul 1, versetul 16 și 17, avem Evanghelia sumarizată în două
în două versete. De la capitolul 1 cu versetul 18 până la capitolul 3 cu versetul 31 avem Evanghelia explicată sau expozată, da? Este o explicare mult mai amplă a acestei sumarizări în două versete. În capitolul 4 avem Evanghelia exemplificată prin istoria care Apostolul Pavel o redă a lui Avram. Iar în capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 11, care este tema principală pentru noi, avem Evanghelia aplicată. Odată ce ea este explicată pentru noi, odată ce ea este exemplificată pentru noi printr-o istorisire a lui Avram, ea este aplicată. Cum ar trebui ea ca să fie trăită în viețile noastre? Și asta este scopul nostru acum, să parcurgem aceste etape foarte telegrafic și să ajungem în capitolul 5, în primele 11 versete, și odată ce am înțeles aceste adevăruri ale Evangheliei, să putem să aplicăm aceste adevăruri în viața noastră pentru a înțelege și a trăi ceea ce înseamnă a ne bucura în mijlocul necazului, a ne bucura în mijlocul suferinței. Deci haideți să privim foarte telegrafic Evanghelia în Romani 1 până la capitolul 5. În primul rând am văzut că ea este sumarizată în aceste două versete și Pavel ne spune foarte, foarte concis: ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, și lucrul acesta este realizat prin faptul că se dă o neprihănire care Dumnezeu o dă prin credință și care duce la credință. Și prin aceste două sintagme, Apostolul Pavel sumarizează tot ceea ce înseamnă Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Ceea ce urmează este o explicare acestei Evanghelii, și Apostolul Pavel ne arată Evanghelia prin a împărți-o în două părți. Ne arată problema care vizează Evanghelia și soluția care vizează Evanghelia. Problema, pe scurt, este problema păcatului. Din Romani 1 până în Romani 5, Pavel ne arată că păcatul este problema noastră cea mai mare. Este cea mai mare problemă a omenirii și este cea mai mare problemă a mea și a dumneavoastră în mod personal. Acesta este adevărat, spune Apostolul Pavel, pentru că această problemă este universală. Da? Este universală. În capitolul 1, versetul 18, Pavel spune: mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Mânia lui Dumnezeu este direcționată împotriva oricărui păcat. Da? Nu este vreun păcat sau vreo nelegiuire sau vreo încălcare a legii lui Dumnezeu care nu este vizată de mânia lui Dumnezeu. În capitolul 3, cu versetul 23, Apostolul Pavel spune: căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Fără excepție, Apostolul Pavel ne învață că toți sunt vizați de această problemă a păcatului. Și în capitolul 5, cu versetul 12, Apostolul Pavel explică în mod categoric că aceasta este o problemă universală. De aceea spune el: așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om, iar prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut la toți oamenii, prin aceasta toți au păcătuit. Lucrul este foarte clar din acest verset. Dacă mori, înseamnă că păcatul a fost prezent în viața ta, a fost prezent în tine. Și pentru că toți oamenii mor, este o dovadă evidentă că păcatul este asupra tuturor oamenilor și că toți oamenii se confruntă cu această problemă. Al doilea rând, ea este o problemă care este inscuzabilă. Nimeni nu poate spune că este scuzat, că nu are vină, că poate ca să-și găsească o scăpare, o portiță de a ieși de sub această problemă sau condamnare a păcatului. Nimeni nu poate spune că, de exemplu, ne arată Apostolul Pavel, nu are cunoștința necesară lui Dumnezeu ca să fie sub această judecată.
Apostolul Pavel ne arată că revelația naturală îl descoperă pe Dumnezeu în așa fel încât toți au suficientă cunoștință să fie judecați de Dumnezeu. Toți au cunoștința lui Dumnezeu și având acea cunoștință îl resping pe Dumnezeu și lucrul acesta este făcut clar de Apostol Pavel în capitolul 1, la versetul 19 până la 21, unde spune fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii. Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Pavel spune, nu există scuză. Toți oamenii sunt vinovați pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, încât să fie necesar ca Dumnezeu să fie drept în judecata noastră, este clar vizibil în viața de zi cu zi, în natura din jurul nostru, în universul acesta care Dumnezeu l-a creat și fiecare om până la urmă are în el tot ceea ce este nevoie ca să cunoască faptul că există un Dumnezeu, există un Creator și totuși, cunoscând lucrul acesta, respinge această realitate. De asemenea, Apostolul Pavel spune, nimeni nu se poate scuza spunând că n-a cunoscut legea lui Dumnezeu. Chiar dacă există oameni care nu au legea scrisă a lui Dumnezeu, Pavel spune că conștiința noastră ne acuză de faptul că noi știm foarte bine ceea ce este bine și ceea ce este rău, dar alegem să facem răul pentru că iubim răul. Apostolul Pavel spune în capitolul 2, versetul 1, așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Ce spune Apostolul Pavel? Vin unii oameni care vin și spun, păi, eu nu cred că există păcat sau eu nu cred că aia e păcat sau eu nu cred că sunt foarte păcătos. Și în momentul în care ei trebuie să aplice propria lor măsură asupra altcuiva, repede vor spune ceea ce a făcut acea persoană este incorect, este imoral, este păcătos, este strigător la cer, sau așa mai departe, și ei fac exact aceleași lucruri. Îmi place foarte mult un exemplu dat de R.C. Sproul. Cineva îl întreabă, cum ai răspunde unui om care vine și spune, eu nu cred în păcat, eu nu cred în probleme morale, nu există păcat sau nedreptate, totul e relativ. Și cel care întreabă, spune, cum ai răspunde la un asemenea om? Ce argumente ai aduce față de un asemenea om cu asemenea întrebare? Și R.C. Sproul spune, nu i-aș aduce niciun argument. I-aș fura portofelul. Evident, glumea. Ceea ce vrea să sublineze R.C. Sproul în acest exemplu e că în momentul în care suntem victima unei nedreptăți, automat putem ca să spunem că acel lucru este nedrept. Știm ce e bine, știm ce e rău. Dar când suntem cei care suntem agresorul sau suntem încălcătorul de lege, atunci dintr-o dată nu mai știm ce e bine și nu mai știm ce e rău. Și Apostolul Pavel subliniază că de fapt suntem niște ipocriți. Noi știm foarte bine ce e bine și știm foarte bine ceea ce e rău, pentru că știm să judecăm pe alții după aceste standarde, dar când vine vorba să le aplicăm nouă, încercăm să ne eschivăm. În al treilea rând, ea este cea mai mare problemă pentru că este condamnabilă. Este condamnată de Dumnezeu. Dacă nu ar fi condamnare pentru păcat, faptul că păcatul ar exista, chiar faptul că ar exista o lege până la urmă care spune că un lucru este bine sau rău, ar fi cumva irelevant. Dar păcatul este condamnabil și este condamnat de Dumnezeu și Biblia vorbește despre o condamnare în două sensuri. Există un blestem al păcatului, există căderea în păcat care a început odată cu căderea lui Adam și care continuă și astăzi. Și Apostolul Pavel ne arată lucrul acesta în capitolul 1, de exemplu, de la versetul 24, când el spune, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor.
așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Apostolul Pavel spune, există un blestem care Dumnezeu l-a pronunțat și anume blestemul acesta e că el lasă omenirea în păcat și în consecințele păcatului, în consecințele dezonorării lui Dumnezeu. De multe ori trăim cu iluzia că dezonorarea lui Dumnezeu nu are cumva consecințe de la sine. Că singura consecință este faptul că Dumnezeu o să ne trăznească într-o zi. Nu este așa. Dumnezeu ne-a dat o conduită morală, ne-a dat un cod moral care este felul în care omenirea poate să trăiască viața ei optimă, felul în care omenirea poate ca să fie fericită. Și în momentul în care legea lui Dumnezeu e încălcată, în momentul în care standardele lui Dumnezeu sunt încălcate, oamenii au de suferit. Oamenii au de suferit și până la urmă sunt blestemați prin faptul că încalcă legea lui Dumnezeu. Și blestemul lui Dumnezeu în toată ecuația aceasta este că el lasă oamenii să trăiască în acest păcat. Lasă ca să trăiască după poftele inimii lor și să sufere consecințele acestor pofte. Și în al doilea rând, Biblia ne arată că lucrurile nu rămân doar la acest nivel, ci nu este doar omenirea cumva lăsată în păcatele ei, să folosim o expresie populară, ci că finalul este că există o judecată a păcatului prin care Dumnezeu va pedepsi orice păcat și va rectifica orice nedreptate. Ăsta este finalul. Este dat fiecărui om să trăiască o viață, după care vine judecata după moarte și omul va fi judecat după faptele lui, după păcatele lui și nici unul, propriul său merit, nu va fi găsit nevinovat. Fiindcă această problemă a păcatului este cea mai mare, e nevoie de o soluție. Și Pavel prezintă soluția în Evanghelia lui în mod foarte clar și foarte puternic de repetate ori, dar în capitolul 3, de la versetul 21 la 28, Pavel expune foarte puternic această soluție. Și soluția care Pavel o expune la această problemă a omenirii este dreptatea lui Dumnezeu. Soluția pentru nedreptatea noastră este dreptatea lui Dumnezeu. Problema este în felul următor. Dumnezeu este drept și noi nu suntem. Noi suntem păcătoși. Dumnezeu este sfânt și noi nu suntem și suntem condamnați de Dumnezeu din pricina faptului că noi nu suntem drept și El este. Soluția este faptul că Dumnezeu va fi dreptatea noastră. Dumnezeu care este drept va fi dreptatea noastră. Asta este soluția care Dumnezeu a dat-o pentru mântuire. Întrebarea la care Pavel trebuie să răspundă este cum este posibil așa ceva. Pavel în Roman 3:26 subliniază această dilemă. El nu se ascunde de această dilemă și el spune că Dumnezeu a procedat în acest fel să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Deci Pavel subliniază că Dumnezeu a trebuit să procedeze într-un fel, să rezolve această problemă, încât El să fie neprihănit, El, Dumnezeu, să rămână neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus, dar de la sine nu este neprihănit. Eu și cu tine, chiar dacă credem în Domnul Isus, chiar dacă suntem baptiști, nu suntem neprihăniți. Da? Și faptul că Dumnezeu ne declară neprihăniți, este o problemă pentru Dumnezeu dacă nu ar exista o soluție. Dacă Dumnezeu nu își arată neprihănirea într-un fel încât El să fie neprihănit. Și răspunsul care Pavel nu îl dă la această dilemă, da? Care Pavel nu îl dă la această dilemă, și anume la dilema cum poate Dumnezeu să declare pe un om care e nedrept drept, răspunsul care nu-l dă este acesta. Pentru ca Dumnezeu să te ierte, adică să te declare drept când tu ești nedrept, trebuie să faci X, Y, Z, da? O listă de lucruri care trebuie făcute, o listă de morale și așa mai departe. Și pentru că tu ai făcut X, Y sau Z, da?
Asta îl îndreptățește pe Dumnezeu să te declare iertat sau drept. Pavel nu spune așa ceva. Pavel nu spune că asta e Evanghelia, da? Tu ești îndreptățit de Dumnezeu în așa fel încât El să rămână drept, în așa fel încât El să rămână just, în așa fel încât să rămână sfânt, pentru că Dumnezeu poate arăta la ceva ce tu ai făcut și să zică, uite, asta mă îndreptățește ca să-L iert, asta mă îndreptățește ca să îl declar pe acest păcătos ca fiind drept. Ce spune Apostolul Pavel despre felul în care Dumnezeu poate ierta, adică poate considera drept pe un om nedrept și totuși să rămână drept? Rețineți, când am învățat împreună metode de studiu biblic, am învățat despre felul în care putem înțelege un argument a unui text mai bine dacă ne uităm la el în ordinea inversă. Adică dacă privim la un verset sau un set de versete și îl citim de jos în sus. De ce funcționează această metodă? Pentru că gândiți-vă la felul în care noi argumentăm sau noi scriem. Începem de multe ori cu o teză, după care venim și clădim argumentul și ajungem la o concluzie. Când mergem invers, putem ca să urmărim pașii înapoi înspre acea teză și să vedem de la concluzie în sus cum se clădește acel argument. Și în versetul 25 și 26, Apostolul Pavel răspunde la această dilemă și trebuie ca să mergem pe pașii lui, pe pașii în logica lui, în gândirea lui, în teologia lui și să vedem ce vrea el ca să înțelegem în rezolvarea acestei dileme. Hai să începem cu versetul 26. Deci țineți cont, priviți în scripturile voastre și urmăriți și citim în sus. Da? Este ceva mai nenatural, dar este foarte benefic pentru a înțelege un pasaj. Versetul 26, Pavel spune, încât să fie neprihănit și totuși să ne socotească pe noi neprihăniți. În versetul 25 vedem că problema se agravează și Pavel spune căci trecuse cu vederea păcatele dinainte. Deci deja există o trecere cu vederea lui Dumnezeu și Dumnezeu trebuie ca să facă ceva să rezolve și problema justificării noastre, dar și problema faptului că în trecut a trecut cu vederea sau a lăsat să treacă timpul și păcatele acestea să se întâmple și ele trebuie rezolvate dacă cei care le-au comis sunt iertați și nu plătesc pentru ele. Tot în 25 spune că Dumnezeu a acționat în acest fel ca să-și arate neprihănirea lui. Deci a trecut cu vederea și a socotit pe unii oameni neprihăniți ca să-și arate neprihănirea lui. Da? Spune că Dumnezeu, aici avem în versetul 25, la început, avem soluția. Cum face Dumnezeu lucrul acesta? Și Dumnezeu spune pe El, adică pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credință în sângele Lui o jertfă de ispășire. Da? Ce anume îl face pe Dumnezeu drept? Să declare îndreptățiți pe un om care este nedrept? Răspunsul este o jertfă de ispășire. Răspunsul este că Hristos a plătit prețul necesar ca Dumnezeu să declare pe un păcătos drept, pe un păcătos sfânt, pe un păcătos iertat și mântuit. Și rămâne întrebarea, ce putem face noi? Și răspunsul vine mergând un verset mai în spate, și anume răspunsul este nimic. Absolut nimic. Versetul 24. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată. Stai un pic, nu adică fără plată. Tocmai am văzut, citind argumentul invers, că există o plată. Fără plata noastră. Fără contribuția noastră, vrea să spune Apostolul Pavel. Prin harul său. În limba greacă, Apostolul Pavel folosește două cuvinte care ambele înseamnă dar. Apostolul Pavel realmente spune pur și simplu sunt socotiți neprihăniți cadou. Da? Două sinonime, dar vrea ca să fie foarte clar. Nu are de-a face cu contribuția omenească. Prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Și dacă mergem înapoi în compas, să privim la teza Apostolului Pavel și mergem la versetul 21 și 22 din capitolul 3, lucrurile devin și mai clare. Apostolul Pavel începe argumentul sau porțiunea aceasta a argumentului în felul următor. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu
fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu sau neprihănirea lui Dumnezeu, care vine prin credință în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Dacă îmi permiteți ca să fac o parafrazare sau o proprie traducere, Pavel spune: dar acum s-a manifestat dreptatea lui Dumnezeu aparte de lege, despre care mărturisește legea și prorocii, și anume dreptatea lui Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos pentru toți credincioșii, fără excepție. Asta vrea să comunice Apostolul Pavel în aceste versete. Să sumarizăm. Toți au păcătuit și sunt sub condamnarea lui Dumnezeu. Revelația naturală ne acuză, legea ne acuză și nu avem nicio scăpare. Nu avem vreo capacitate de a ne mântui singuri și nu avem nici măcar vreo dorință de a ne mântui sau de a împlini legea lui Dumnezeu. După ce Apostolul Pavel construiește acest argument împotriva noastră, vine și spune: dar acum. Nu poate să nu-ți amintească și să nu-ți ducă cu gândul la Efeseni capitolul 2, unde Apostolul Pavel, după ce din nou aduce argumentul lui extrem de puternic că noi am fost toți morți în păcatele noastre, vine și spune: dar Dumnezeu. Este întotdeauna punctul în care firul în care lanțul se rupe, lanțul condamnării noastre, este rupt de Dumnezeu și Dumnezeu intervine și rezolvă el problema, pentru că noi nu aveam cum să o Dumnezeu. Dar acum, zice Apostolul Pavel, Dumnezeu ne dă dreptatea Lui. Dumnezeu ne dă dreptatea Lui. El devine dreptatea noastră, da? Nu are nicio legătură, spune Apostolul Pavel, cu faptele noastre, cu capacitățile noastre, cu valoarea noastră. Este un dar de la Dumnezeu. Este un dar care este dat nouă prin credință. Și atenție, este o diferență imensă de la cer până la pământ între prin credință și din cauza credinței, da? Credința este felul în care darul este aplicat, este transmis nouă, este conduita prin care vine la noi, prin care este aplicat de Dumnezeu în viețile noastre. Nu este motivul pentru care. Este o diferență foarte mare și Apostolul Pavel nu face această confuzie. Este desori forțat asupra textului sau este în mod implicit predicată ca și fiind acolo. Și este vorba de o anumită credință și credința în Domnul nostru Iisus Hristos, da? Pentru că de aia ne poate da această îndreptățire, de aceea ne poate da această credință, de aceea suntem sfințiți, de aceea vom fi glorificați, pentru că Hristos a plătit totul pentru noi. Altfel, Dumnezeu nu ar putea să numească drept o persoană care este nedreaptă. Dumnezeu nu ar putea ca să ierte o persoană care merită, necesită condamnarea lui, da? Și întrebarea este: pentru cine sunt toate aceste beneficii al lucrării lui Dumnezeu? Pentru cine a făcut Dumnezeu toate lucrurile acestea? Da? Este o întrebare care cu siguranță ne-o punem citind acest argument Apostolului Pavel. Pentru cine a făcut Dumnezeu aceste lucruri? Și Apostolul Pavel răspunde foarte clar și foarte simplu. Pavel ne învață că Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru toți credincioșii, fără excepție. Dacă ești credincios, dacă te afli în starea aceasta de har, dacă crezi, da? Dacă ești răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus Hristos și ești conștient de asta și trăiești în acea realitate, de aceea te-a declarat drept și de aceea te-a mântuit și de aceea a făcut toate lucrurile acestea, pentru că Hristos a plătit totul pentru tine. Și asta îl îndreptățește pe Dumnezeu. Îl justifică pe Dumnezeu să te justifice pe tine, da? Dumnezeu te-a iertat în așa fel încât El să rămână totuși drept. Și a plătit pe cruce pentru iertarea care ție ți-a dat-o în dar. Și toți cei care se află în starea aceasta de credință, da? Toți cei care sunt credincioși sunt aceia pentru care Dumnezeu a realizat această lucrare. Evident, foarte mulți nu vor fi satisfăcuți cu acest răspuns. Ar vrea mai mult, da? Vrea o listă.
Vreau să știu exact cine sunt. Vreau să... Nu este treaba noastră, este treaba lui Dumnezeu. Dar toți cei care sunt credincioși, da? Sintagma folosită este foarte similară cu cea folosită în Ioan, în Ioan 3. Da? Hristos a murit pentru că așa de mult a iubit lumea încât nu a vrut ca vreun credincios să piară. Da? A murit pentru toți cei ce sunt credincioși. Este aceeași, sau aproximativ aceeași construcție. Ceea ce urmează în capitolul 4, și nu o să avem timp, este Evanghelia exemplificată. Vă sfătuiesc să citiți acasă și să vedeți felul în care Apostolul Pavel dă un exemplu istoric, un exemplu plastic. Da? Dacă vreți o parte de istorisire a predicii, o povestire a predicii, las pe Apostolul Pavel să o facă în Romani 4 și puteți să citiți acasă după biserică. În Roman 5, textul în care ne-am propus să fie cumva îndemnul pentru noi această dimineață, Apostolul Pavel ia tot ceea ce a zidit până aici și aplică în viețile noastre. Aici avem Evanghelia aplicată. Nu este doar la nivel de teorie, ci este la nivel de practică. Pavel zidește timp de 4 capitole în mod sistematic și ajungem la un punct culminant în capitolul 5, unde Pavel spune în versetul 1 din capitolul 5: deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Este o sumarizare, o condensare a ceea ce au fost 4 capitole de teologie intensă, când el zice, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Nu este o lozincă, nu este o un fel de mântuire ieftină, ridic o mână, spune o rugăciune, spune că rugăciunea credinciosului sau păcătosului sau cum îi spune și gata, ești socotit neprihănit. Pavel folosește această sintagmă, această prescurtare, să spună tot ceea ce am discutat timp de 4 capitole, ceea ce v-am explicat, da? Acum sumarizez din nou, cum am sumarizat la început, într-o singură frază, doar nu doar vă arat teologia Evangheliei, teologia mântuirii, ci el ne indică că o să ne arate aplicația ei. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți și avem pace cu Dumnezeu, Pavel vrea ca să aplice lucrul acesta în viața noastră și să fie practic pentru noi. Și Pavel ne arată și ne spune că mântuirea nu este doar despre ceea ce s-a întâmplat în trecut. De multe ori când vorbim despre justificare, când vorbim despre jertfa Domnului Iisus Hristos, mergem cu gândul doar în trecut și Pavel vrea să ne atragă atenția că mântuirea are de a face și cu ceea ce se întâmplă acum în prezent în viața noastră. Nu doar că am fost justificați prin credință datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, dar Pavel spune că acum suntem în mod constant beneficiar ale acelui har care în trecut ne-a mântuit, acum beneficiem de el în mod constant și beneficiem de el fără plată din partea noastră, pentru că Hristos a plătit pentru noi. Roman 5:2 spune în felul următor: lui, adică lui Hristos, îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Este aberant, de exemplu, să spui, cum zic unii, Dumnezeu a făcut totul, dar eu sunt responsabil pentru faptul că am crezut. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare, da? Din nou, prin credință, nu datorită. Nu am intrat pentru că am crezut, în sensul că meritul este credința noastră, da? Ci meritul este faptul că El ne-a arătat har, faptul că El s-a jertfit pentru noi, faptul că El a plătit pentru noi și lucrul acesta s-a aplicat și s-a realizat în viața noastră în mod practic prin credință. Da? Și Pavel spune că în această stare în care suntem în mod prezent, continuu, în care rămânem, în care stăm în picioare, am putea să spunem, El vrea să ne arate și vizual, dacă am fi un pic mai literar în traducere, în care stăm, deci în mod prezent ne aflăm acolo și în care zice el că ne bucurăm și ne bucurăm pentru că avem nădejdea viitoare că îl vom vedea
pe Hristos, îl vom vedea pe Dumnezeu și vom vedea slava lui, slava lui Dumnezeu. Pavel spune că această realitate a Harului în care ne aflăm, da, care ne-a transformat, care ne-a mântuit, este așa de radicală încât schimbă total paradigma vieții noastre. Radical o schimbă. O transformă în mod total. Nu doar trecutul nostru, nu doar viitorul nostru, ci prezentul nostru este schimbat în mod, radical. Pavel spune că noi ne bucurăm nu doar că în trecut am fost justificați, nu doar pentru acum, în prezent, suntem în har, și nu doar pentru că îl vom vedea în viitor pe Dumnezeu. Da? Nu ne bucurăm doar în acestea și este normal să ne bucurăm în ele, dar el spune în felul următor, în versetul 3, ba mai mult decât aceste lucruri pentru care este normal să te bucuri, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre sau chiar și pentru necazurile noastre noi ne bucurăm. Și asta ne duce la tema noastră pentru această dimineață, și anume bucuria în suferință în lumina Evangheliei. Da? De ce și cum să ne bucurăm? Și asta vrea Pavel să vedem aici prin această afirmație. Cum să trăim Evanghelia în așa fel încât nu doar să trăim o bucurie a trecutului, nu doar să ne bucurăm despre, conceptual vorbind, ceea ce urmează, nu doar să ne bucurăm de lucrurile aparent, evident, bune din viața noastră, ci mai mult decât atât, să ne bucurăm chiar și de și în necazurile, și în necazurile noastre. Da? Prima întrebare la care Pavel ne ajută să răspundem este: de ce ar trebui să ne bucurăm în suferință? Și Pavel răspunde în felul următor, începând în felul acesta: căci știm, pentru că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost, dat. Asta este traducerea Dumitru Cornilescu, traducerea, noua traducere în limba română este un pic diferită. Am să o citesc și aceea, pentru că aici este vorba nu doar de o diferență în traducere, dar este vorba de o variantă textuală, adică textul este puțin diferit în noua traducere, care folosește o metodă mai critică, în sensul că folosește mai multe manuscrise. Nu avem timp în această dimineață și în acest mesaj să discutăm problema criticii textuale, dar putem să discutăm de altă dată și am mai discutat această problemă. Cred că în acest loc noua traducere redă mai complet, mai corect textul Sfintei Scripturi așa cum l-a păstrat Dumnezeu pentru noi. Ascultați! Dar nu numai atât, ci ne bucurăm și în necazuri, știind că necazul produce răbdare, răbdarea produce un caracter matur, caracterul matur produce nădejde, iar nădejdea aceasta nu ne dezamăgește, întrucât dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Ați observat diferența, da? Dacă nu, citiți acasă cu atenție și veți observa, oricum voi sublinia imediat această diferență, dar permiteți-mi să folosesc noua traducere pentru că cred că este mai completă. Da? Deci, Apostolul Pavel spune, nu doar atât, nu ne bucurăm doar de harul trecut, nu ne bucurăm doar de binecuvântările de acum sau de gloria care o să vină în mod abstract, ci ne bucurăm și în necazuri, știind că, da, asta este motivul acum, știm ceva care ne ajută, ne motivează, ne transformă ca să fim bucuroși și în necaz. Și el spune, știind că necazul produce răbdare, răbdarea produce un caracter matur, caracterul matur produce nădejdea, da? Iar nădejdea aceasta nu ne dezamăgește, întrucât nădejdea aceasta are de-a face cu dragostea lui Dumnezeu pentru noi, cu Duhul Sfânt care este în noi și cu lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Ma, rețineți ce ne-a învățat Pavel cu doar un verset mai înainte că produce bucuria, da? Țineți minte, da, zice Pavel, ne bucurăm pentru că am fost justificați,
ne bucurăm pentru că ne aflăm acum într-o stare de har, dar Apostolul Pavel subliniază că în mod ultim bucuria noastră ține de nădejdea că îl vom vedea pe Dumnezeu, că vom fi împreună cu El. Da? Asta este sursa bucuriei noastre. Dacă am fi doar iertați de Dumnezeu, Dumnezeu zice, nu te trimit în iad, dar nu ai din nou părtășie cu mine. Noi nu ne-am bucurat la fel de mult, sau de fapt poate nu ne-am bucurat deloc dacă am înțelege că nu ar fi ceva în beneficiul nostru. Da? Noi nu ne bucurăm doar că suntem iertați, nu ne bucurăm doar că nu suferim în acest moment, noi ne bucurăm pentru faptul că am fost reuniți cu Dumnezeu, împăcați cu Dumnezeu și asta duce la o părtășie veșnică împreună cu Dumnezeu. Acesta este foarte important de înțeles. Foarte mulți creștini trăiesc doar cu bucuria că au fost iertați și n-au nicio nădejde că îl vor vedea pe Dumnezeu. N-au nicio dorință ca să-l vadă pe Dumnezeu. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă în suferință care ne învață Apostolul Pavel că ar trebui să ne facă să fim bucuroși? Da? Asta vrea să sublinieze el aici. Deci nădejdea vederii Domnului Iisus, nădejdea slavei lui Dumnezeu, nădejdea părtășiei cu Dumnezeu produce bucurie și Pavel spune că există ceva despre suferință care este esențial pentru acea bucurie. Da? Și Pavel spune că, da, într-adevăr, suferința ne crește răbdarea. Și asta e un lucru bun, un lucru pozitiv. Pavel spune că, da, într-adevăr, suferința ne maturizează caracterul. Și din nou asta e un lucru bun. Vrem să avem un caracter matur și un caracter după cuvântul lui Dumnezeu. Da? Dar nu sunt acestea lucrurile finale, lucrurile primordiale care vor spori bucuria. Faptul că ai răbdare mai multă, poate că îți aduce un pic de bucurie. Faptul că vezi că după o încercare ești un om mai matur, poate că îți aduce un pic de bucurie. Dar bucuria aceasta despre care vorbește Apostolul Pavel, bucuria aceea supranaturală, bucuria aceea lucrată prin Duhul Sfânt, care manifestă dragostea lui Hristos în inima ta, este produsă prin faptul că toate aceste lucruri produc nădejdea, produc această speranță în inima noastră, în sufletul nostru, că îl vom vedea pe Hristos, că vom fi cu El pentru veșnicie, că ne vom bucura împreună cu El, că ne vom bucura de El, că ne vom bucura în El, da? Știind că suferința produce această nădejde, noi suntem bucuroși, pentru că având nădejdea aceasta, ea produce bucuria. Pavel tocmai ne-a învățat că nădejdea părtășiei cu Hristos, nădejdea părtășiei cu Dumnezeu, este sursa bucuriei, ea produce bucuria. Și suferința, zice Apostolul Pavel, produce această nădejde în noi. Având această nădejde, pot spune mă voi bucura în suferințele mele, voi spera în suferințele mele, pentru că știu că îl voi vedea pe Hristos. Este un sentiment absolut copleșitor. Să stai în fața unei încercări, să primești vești proaste și să poți să privești față în față pe acel om și să ai un sentiment că orice s-ar întâmpla, știi că îl vei vedea pe Hristos. Lucrul acesta, în momentul în care l-ai conștientizat, în momentul în care îl crezi, în momentul în care îl cunoști, în momentul în care ți l-ai însușit și este lucrat din tine de Duhul Sfânt, produce o bucurie chiar în acel moment, care va copleși durerea acelui moment. Întrebarea rămâne, și aici vrem să concluzionăm, bun, dar cum? Am înțeles de ce ar trebui să mă bucur, dar cum? Și parcă Pavel prevede că totuși noi vom împinge asupra argumentului său și vom întreba, bun, Pavel, am înțeles că astea sunt motivele pentru care ar trebui să mă bucur. Și am înțeles că asta se întâmplă și asta se produce în viața mea și până la urmă ar trebui să se producă această speranță, această nădejde care produce bucuria. Dar totuși, Pavel, cum să mă bucur atunci când am de suferit? Totuși rămâne în gândul nostru această întrebare. Cum mă voi putea bucura în mijlocul suferinței? Și Pavel nu face rabat. Pavel nu o dă acum pe manipulare, nu vine cu metode de terapie, nu vine cu sisteme de autoajutorare, cu 5 pași să te simți mai bine în suferință și așa mai departe. Pavel vine din nou cu Evanghelia și Pavel răspunde din nou cu Evanghelia de la versetul 6
la versul 11, el concluzionează această secțiune în care argumentează pentru felul în care ar trebui să trăim Evanghelia și pentru efectele Evangheliei cu Evanghelia. El spune în felul următor: pentru că în timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la timpul potrivit pentru cei neevlavioși. Foarte rar va muri cineva pentru un om drept, deși pentru un om bun poate că cineva ar îndrăzni să moară. Și aici nu este vorba despre dreptate sau bunătate în sensul codului moral divin sau în sensul decretului lui Dumnezeu, că omul acesta este realmente desăvârșit. Ci este vorba de oameni care sunt oameni buni, oameni morali, oameni etici. Da? Pentru un om bun este posibil ca cineva să fie dispus să sacrifice. Pentru un om nedrept, pentru un ucigaș, în niciun caz n-ai vrea ca să te sacrifici pentru asemenea persoană. Însă Dumnezeu, spune Pavel, apostolul Pavel, și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că în timp ce noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Da? În timp ce noi eram ucigași, răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, atunci a murit Hristos pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când am fost îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă în timp ce eram dușmani am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, paranteză, observați faptul că în toată ecuația aceasta, între dușmania și îndreptățirea noastră, noi nu intervenim. Da? Noi suntem dușmani și suntem strămutați în a fi împăcați. Noi suntem păcătoși și suntem declarați sfinți. Da? Și tranziția aceasta se întâmplă total prin acțiunea lui Dumnezeu. Căci dacă în timp ce eram dușmani am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, acum, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu doar atât, dar ne și lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit împăcarea. Pavel spune: fraților, dacă vreți să fiți în stare ca să suferiți cu bucurie, să aveți bucurie în mijlocul suferinței, trebuie să cunoașteți și să credeți Evanghelia. Asta e soluția. Trebuie ca să știți ceea ce Dumnezeu a făcut pentru păcătoși și trebuie ca să știți ceea ce Dumnezeu va face pentru cei răscumpărați. Da? Ce a făcut Dumnezeu pentru păcătoși, spune Pavel? În timp ce noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi, zice apostolul Pavel. Și în timp ce eram dușmani, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Apostolul Pavel spune: Dumnezeu a fost dispus și a plătit cu viața Fiului Său ca să te răscumpere pe tine. Trebuie să știi lucrul acesta. Trebuie să crezi lucrul acesta, da? În doilea rând, trebuie ca să cunoști și să crezi ceea ce Dumnezeu este dispus să facă pentru tine acum că ești răscumpărat. Și apostolul Pavel spune: deci cu atât mai mult acum, când am fost îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Și încolo spune: cu atât mai mult acum, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Dacă atunci, când eram dușmani, Hristos a murit pentru noi, cu atât mai mult acum avem siguranța că suntem mântuiți prin jertfa Lui. Da? Întrebarea care apostolul Pavel ne pune este dacă cunoști Evanghelia lui Hristos, este dacă crezi Evanghelia lui Hristos, dacă te încrezi în faptul că Dumnezeu a făcut totul pentru tine în Hristos, da? Și că nu depinde de meritul tău sau de capacitățile tale sau de performanțele tale, da? Dacă crezi lucrul acesta, atunci ai nădejde, ai certitudinea slavei viitoare împreună cu Dumnezeu. De multe ori nu avem, pentru că nu credem Evanghelia așa cum este ea. De multe ori nu avem bucuria în suferință, de exemplu, pentru că credem că acea bucurie depinde de performanța noastră în acea suferință. Dacă nu o să fiu eu în stare să fiu într-un anumit fel, să fac față la anumite suferințe, și uităm că nu este vorba despre ceea ce eu pot face, ci despre ceea ce El a făcut deja pentru mine, și despre ce El este dispus și promite că va face în continuare. Dacă ai această certitudine, bazat pe această cunoștință și pe această credință că nu depinde de tine și că totul este în mâna Lui și că El a făcut totul și că El a jertfit totul și că El a plătit totul, atunci ai nădejde. Și dacă ai nădejde, dacă ai această nădejde, ai bucurie în mijlocul suferinței. Dacă nu, nu ai nicio speranță. S-ar putea să reziști când vine cancerul sau când vine un accident sau când
vine divorțul, te părăsește soțul sau soția sau treci printr-un eveniment groaznic, cum ar fi moartea unui copil, s-ar putea să rezici, să nu-ți pierzi mințile, da? Dar după aia ce urmează? O altă încercare, o altă nenorocire și spre ce final? Ce urmează la finalul încercărilor pentru tine? Care e nădejdea ta? Moartea? Abisul? Judecata finală? Fără această nădejde, fără această temelie a Evangheliei, nu există speranță reală. Este doar o iluzie, o iluzie. Mântuirea nu este spre ceea ce tu poți face, da? Este despre ceea ce Hristos a făcut pentru tine. Provocarea este: crezi asta? Și dacă cunoști și te încrezi în lucrarea aceasta desăvârșită a lui Hristos, Apostolul Pavel spune că ai această nădejde care produce bucuria mântuirii, care produce o bucurie chiar și în suferințele prin care treci. Îmi doresc această bucurie în viața voastră. Bucuria mântuirii, bucuria Evangheliei care vine atunci când cunoaștem, atunci când credem și atunci când trăim cu adevărat Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.